La întâlnirea care a avut loc la cabinetul parlamentar al deputatului Florian Nicolae au fost prezenți reprezentanții ai organizațiilor și asociațiilor din sfera societății civile, mare parte dintre ei cadre didactice, dar și din alte domenii de activitate. Participanții au discutat cu deputatul Florian Nicolae despre problemele din învățământ, despre activitatea cultural-educativă, precum și despre posibilitățile de punere în valoare a potențialului pe care îl oferă Giurgiu în domeniul turismului și nu numai. Florian Nicolae le-a prezentat oaspeților săi și un proiect pentru realizarea la Giurgiu a unei unități industriale siderurgice, care ar însemna crearea foarte multe locuri de muncă și un pas important pentru reindustrializarea orașului, utilizând spații care acum sunt nefolosite. Încercăm să atragem la Giurgiu un combinat, o oțelărie, un combinat siderurgic, cu alimentare cu energie electrică, consum de energie electrică, o topitorie în vid, cu tehnologie de jet de plasmă, turnatere prin jet de plasmă, prin care să se produsul finit să fie șine de cale ferată pentru trenuri de mare viteză. Se dorește, asta este o tehnologie nu din Uniunea Europeană, este o tehnologie sud-coreană, un concern sud-corean dorește treaba asta, cu investiții americane. Nu eu sunt implicat, eu doar am avut, să zic așa, onoarea să întâlnesc pe holurile Parlamentului acești investitori și am intrat la foarte multe comisii, Comisia Economică, la foarte multe ministere, dar dacă s-a schimbat guvernarea în toamnă, automat a trebuit să reia o serie de proceduri, pentru că este vorba de o investiție de peste 280 de milioane de euro. Deputatul Florian Nicolae a relatat că a susținut aducerea unei oțelării la Giurgiu în discuțiile cu reprezentanții ai investitorilor pe care i-a întâlnit în decursul activității sale de parlamentar. El le-a explicat celor care au participat la întâlnirea de la cabinetul său din Giurgiu că le-a vorbit celor care intenționează să realizeze investiția despre oportunitățile pe care le are orașul nostru în domeniul economic. Comisia asta care caută implementarea unei astfel de fabrici a găsit un giurgiuvean și a fost deosebit de onorat că m-a ascultat și a adus pe toți specialiștii de lângă domnia sa, inclusiv din Coreea, din Coreea de Sud, i-a adus la Giurgiu, am identificat terenul, este vorba de fosta platformă chimică 1 sau CT-ul din Baltă. Acolo, în zona respectivă, se va petrece acest minunat proiect. De ce acolo? Pentru că doresc să aibă și acces la port de mărfuri la fluviu Dunăre. Pentru că unele din produsele, eu știu, de bază, de consum, le aduc din materia primă, o aduc din alte părți și produsele finite nu numai pentru România. Este o fabrică care dorește să dezvolte aceste transporturi rutiere, feroviare la nivel european și nu numai. Proiectul pe care l-a prezentat deputatul Florian Nicolae ar putea pune în valoare din punct de vedere economic un teren care acum este plin de gunoaie. Pe de altă parte, activitatea industrială care este conexă acestui proiect ar însemna sute și sute de locuri de muncă în Giurgiu, pe lângă faptul că ar da ocazia mediului de afaceri local să asigure servicii noi unități industriale, altfel spus să permită o dezvoltare economică pe orizontală.